Eu am venit să vă spun că viața e super frumoasă, serios. Mi se pare că e tare frumoasă și că ai ce să iei bun din viață. Poți alege să fii fericit, am descoperit chestia asta. Mie mi se și întâmplă lucrurile. Eu? State? Nu? State? Ah, păi eu vreau și pe ea. A reușit ceva super important pentru mine și o să mă laud la voi. În ultimele luni a reușit să scap de niște kilograme. Mulțumesc pentru aplauze. Mulțumesc tare mult. Le-am luat înapoi. Dar astea saltele, dă-le dracu. Efectiv, mi-am dat seama că m-am făcut turs. Cum mi-am dat seama că m-am făcut turs? Nu vă imaginați că m-am dus la munte cu prietenii și mă plimbam printre copaci. Cum merg de nea în stânga, un covridog în dreapta, cum îmi place mie. Și la un moment dat, apare în spatele meu un braconier cu pușca țintită spre mine. Uite, ursul! Și eu am intrat în jocul lui, mur. Asta, da, o să mor proastă. Că ai colesterolul mare, nu mai mânca toate. O, nebunilor! N-a fost așa. V-ați repetit? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Deci, n-a fost așa. Efectiv, m-am urcat într-o zi pe cântar și am zis să dea dracu, am două variante. Ori nu mai mănânc, ori nu mă mai cântăresc. M-a spart aia cu, auzi? Mai bine nu mă urc pe cântar, mă, decât să mai mănânc, înțelegi? Că acolo, în fiecare dimineață, mă uit pe cântar. De la haine m-am luat, vă jur. Nu mă mai încăpea nimic, mă enervasem. Mă săturasem să mă îmbrac de la bărbați. Voiam să fiu și o feminină, spor și o rochi. Și nu îmi găseam rochi să-mi vină frumos. Îmi găseam, dar niște prelate mari, așa, ca de tir. Ce îmi place cel mai mult la stand-up-ul făcut de femei? Este că se aranjează, se pregătesc. Câteodată noi ne ducem la spectacol, venim de, luăm copiii de la grădiniță, de la școală, îi aducem acasă, le punem cu aceleași haine de mâncare, ne mai stropim un pic, dăm repede cu niște detergent de vase și cu ăla mă duc, cu pantalonii aia, cu chiloții aia, cu tricou, ăla mă duc după aia la spectacol și mor pe scenă și la, îmi dau glumele. Femeile se pregătesc. Voiam să port și o rochie pe talie, cum vedeam pe la uscatele alea. Și nu îmi găseam rochie să potrivească cu talia mea. Și nu pentru că de talie mondială m-a făcut mama. Racațupa! Nu! Eu n-aveam talie, aveam trunchi. Și de-aia mă bucur, vă jur. Chiar mă bucur tare mult că am reușit, pentru că e important să faci chestia asta. Oamenii te judecă, te fac să te simți super prost. Se uită cumva la tine. Oamenii sunt... Oamenii nu știu dacă ați observat. Nu știu dacă v-ați observat, dar societatea în care trăim încă nu s-a obișnuit că nu toată lumea e făcută să aibă 50 de kilograme. Ultima dată când eu am avut 50 de kilograme era în clasa a treia. Eu nu mai pot să ajung acolo. Și treci prin tot felul de situații foarte nașpa. Foarte, știi cât de nasul e să mergi și tu la șaorma? Ca orice om, ca ai și tu poftă. De trei ori pe zi. Mă, ce aș mânca o șaorma? Și în loc să te întrebe cum să întreabă, cu ce să fie, să uită așa la tine, câte? Trei acasă, două la pachet. Ca fată, ca fată de 5 ori mai nasol. Treci prin situații și mai nașpa, vă jur. De exemplu, să zicem că îți faci și tu un iubit, îl păcălești cumva că nu-l mănânci în somn. Vrei să rămâi la el acasă peste noapte, nu ai schimburi la tine, îți dă un tricou de la el și tricou la unte în cap. Era și mic în spate, mai dă și de-acu. Și te chinui să te îmbraci cu ăla, că ai ambiție, nu te faci râs la băiatul ăla. Să mai bagi în tine, n-ai ambiție, vrei să intri în tricoul lui, mării mei. Te chinui să te îmbraci cu el, să stai cu spatele drept așa, deci că ai coloana strâmbă, ți-ai pus un corset de la remodelator. Te întinzi la somn pe spate, grațioasă. Te găsește la a doua zi dimineața, țapănă. Ce-a avut, frate? Insuficiență respiratorie pe fond de mării mei. Insuficiență respiratorie. Îmi place mâncarea, o iubesc, duc o luptă. Mai sunt oameni care iubesc mâncarea. Prin aplauze vreau să vă identific pe ai mei. Căutei! Arriva! Da! Eu când nu mănânc, nu sunt fericită. Și nu doar atât. Mie mi se face foame în timp ce mănânc, efectiv.
Și am fost din copilărie așa judecată că nu mi-era foame nicio. Când dracu, mâncam într-una, când să mi se facă foame? Mama mea, dacă mă trimitea să-i caut un ibric și nu-l găseam, al dracu, dacă era de mâncare, imediat îl vedeai. Nu se jucau nici copiii cu mine, că eram grasă. Sinceră să fiu, și mie mi-era lenesare după el aleapșă. Lăsați-mă de acum, mi se pun furniș pe sandwich, transpirați-vă voi, proștilor. De-a v-ați ascunselea, nu pe cea să mă joc deloc. Că nici nu mă încă pe orice ascunzătoare. Ei mă mai chemau, hai mă, Ioana, te joci tu cu noi? Zic, nu, vii mă, ce vă jucați, de-a v-ați ascunselea, nici atât, insistau. Hai mă, ne ascundem și noi după tine. Lapte gros. De acum în orice am trec copii la o săritură. Mulți spun săritură. Mă rostogoleam până încă ei. De mă jucam cu ei discopatia lombară, eu o inventam în 95. Le-am salvat copilăria și cu asta vă mulțumesc tare mult. Bine! Excelent! De seara mă bucur tare mult să vă văd. Eu sunt Ioana și se pare că am rămas nemăritată. Că așa se exprimă lumea acum despre tine, când ai trecut de 30 de ani și nu te-a luat nici... A rămas. Eu am 31 de ani. Eu n-am o problemă cu chestia asta, vă jur pe cuvântul meu, n-am nicio problemă. E problema altora. Mamă, mătuși, vecine, a rămas Ioana nemăritată. Păcat de ea, mă, păcat de ea. Am o vecină care mă întreabă de câte ori mă vede, unde-i prințul? L-a băgat o izaiurea, de unde dracu să știu? Chestie de presiune socială, să te măriți că trebuie, că trebuie să te măriți. Pe mine cel mai tare mă deranjează exprimarea asta cu a rămas, că sună urât de tot pe cuvântul meu, a rămas, auzi? Deci zici că astea măritate au trecut ceva teste, scalificate, mă, și noi astea la alte suntem restul. Eu și restul de la pâine, găsiți diferențele. Eu restul de la pâine nici nu-l iau de multe ori, îl las acolo pe tâlghea, că n-am ce să fac cu el. Nici vânzătoarea nu le-a imediat după ce am plecat. Vrea să-l dea ulea care vine după mine, nici ăla nu le-a, înțelegeți cum mă simt? Aveam 23 de ani când mamaie m-a întrebat, tu când faci maică un copil? Brei, eu abia acum văd să stau ca lumea capră. You know it's true. Nici acum nu știu. Cu presiunea socială mai e maică mea. Mama e clienta mea, ca orice mama. Ai 31 de ani, mămică, dar tu când te măriți? Dar tot ea când plec seara de acasă. A, unde mai pleci la ora asta? Mă duc să mă mări vreo 2-3 ore, mamă. Bine, asta cu 2-3 ore exagerez, aș vrea eu. De multe ori mai mult fac pe drum, dracu. Mai mult mea să mă dezbrac. E rușine de voi să zic asta, da. Bă, regula de 10 secunde e când ai scăpat ceva pe jos. Nu când eu consum o torină de 50 de lei să vin până la tine. Mă dau cu jumătate kil de tub de cremă de corp, că am și mult corp. Mă, e pilins? Mă aranjez, mă duc, hai că ne iubim, că în filme nu duce nici cât trailer, nu te apucă, draci. Eu încă au scuza aia cu scuze, m-am excitat prea tare, să mor tu. Al dracu, o fi și vreo mădălina ghenea tolănită peste tine, te-ai excitat tu? Hai că te măriți. Ce, după aia scăpa de presiune, apară aia care vor să faci copii. Ei vor ca tu să... Voi când faceți un copil? Dar voi nu faceți un copil, dar voi când faceți... Dar nu te teamă dacă vrei, dar voi când faceți un copil? Eu dar aș păți așa, eu l-aș face, n-am, mă, poftim, îți trebuia ție, am făcut. Îți trebuie ție, zic, dacă nu văd ce fac cu el. Și hai să zice că m-ar convinge, gata, mă apuc și fac un copil, dacă ies gemeni. Dar eu ce fac cu dublura? E ca la Pokémon, fac schimb cu un prieten, îmi iau pe el? Ce fac? Faceți, mă, copil. Nu vreau să vorbesc despre sex, mai ales aici, că se uită și mama. Vă jur, e ultimul motiv pentru care eu am rămas nemăritată. Chiar nu ăsta e motivul. Eu pur și simplu n-am avut noroc. Ui, fi și bagabantă. Oh my God. Eu am încercat, chiar am vrut, am zis, hai mă să-mi găsesc și eu un suflet. S-am și eu cu cine să fac Crăciun, Revelion, Rusalii,
Ultimele mele două încercări de a avea o relație, știți cum s-au terminat? Mm. S-au împăcat cu fostele. Am zis, da, dracu, d-o mai pățesc odată, eu îmi deschid un SRL. Să fac cumva, împacă-te cu fosta SRL. Așa se numește, nu se întoarce fosta la tine, aici e Ioana Tămăduitoarea. Aici de trei ori cu mine, știi cum vine aia la tine? Cu asta vă mulțumesc. Bravo! Bine! Bine, nu? Este bine, bine. Toată lumea bine. Face bine, ați observat? Că toată lumea răspunde cu bine la întrebarea asta, cât de superficial suntem în comunicare. Da. Nu facem tot timpul bine, serios acum. Ce faci? Bine, ca așa să zici, așa ne-am obișnuit. La fel ca atunci când după o partidă de sex te întreabă partenerul, ți-a plăcut? Da. Și tu ce zici? Da. Ca așa să zici. Că altădată nu mai vezi. Nu știu să comunicăm, vă jur. Eu aici am vrut să ajung cu exemplele astea. Am ajuns la concluzia că am trăit într-o lume mult mai fericită dacă am ști să comunicăm, dacă am fi sinceri unii cu ceilalți, dacă am spune real ce facem. Când te întreabă omul ăla ce faci, dacă nu faci bine, nu-i mai spune mă că faci bine. Zic, bă, nu fac bine, am o problemă. Poate are o soluție pentru tine, te ajută. El e fericit că a ajutat pe cineva. Tu ești fericit că nu mai e problema, nu-i așa? E foarte important să comunici. Multe relații de cuplu, prietenie, între vecini, la locul de muncă, ar funcționa mult mai bine dacă am fi sinceri unii cu ceilalți. Bravo! Statementing! În cuplu mai ales, cât e de important. De exemplu, vine ziua ta, el bine intenționat te întreabă, iubita mea, ce ai vrea să-ți cumpăr? Și tu, în loc să fii sinceră cu el, să-i spui exact ce vrei. Pantofi, ruși, geantă, telefon, blender, masă de călcat. Ce zici? Ce vrei tu, iubire? Și-ți vine prost acasă cu 5. Te super pe el că zici că e prost. Dar nu e. Dacă nu știi să comunici, mie îmi plac femeile. Îmi plac femeile puternice, să nu se zic. Serios, chiar îmi plac femeile puternice, dar nu mă refer la alea care își desfac singure borcanul cu zacuscă sau spar lemne. Nu. Alea-s numai independente și nici nu prea cred în ele, sinceră să fiu. Cum nu cred în oamenii care trec pe lângă o biserică și se închină, dar fără să intre în ea. Dar zici că să miră, ia uite frate, încă o biserică, ești nebun. Excelent. Uite câte biserici, ești prost. O catedrală ne mai lipsea. A, stai așa. Foarte bun. Da, chiar îmi plac femeile care știu ce vor de la viață, serios. Care atunci când le place ceva de la viață și au, și când le place ceva de la sună sponsorul. Alea sunt femeile mele preferate. Vă jur. Eu sunt foarte supărată că mi se pare că femeile sunt foarte rele între ele. Pă bune, se invidiază între ele, se critică, se judecă la orice pas. Nu ne susținem între noi cât ar trebui. Și eu văd asta la prietenele mele și de-aia mă doare și-s nervoasă pe chestia asta. Bă, parcă nu mă susțin, mă critică la orice pas. Nu știu, ies cu ele la masă, se trezește una. Fată, tu știi câte calorii are asta? Dar tu știi câte costă să-ți pui un dinte la loc? Acum la sonă? Mamă, ce-mi place grimoana. Cunosc eu un bărbat, bă, n-ar zice, bravo, fată, poate o să fie bine, să ai cu cine să faci tu Crăciunul. Nu, nu știu, fată, ce să zic de ăsta, meriți mai mult. Zic, da, cu vreo 3 centimetri, dar măcar mi-aduce flori. Eu nu sunt așa, ele când cunosc pe cineva, eu le încurajez, fată, lasă, că și dacă nu fi să meargă, următorul, încearcă-i ca pe Pepe, îmi dă-i dracu, nimerești unul care pârâie. Eu le susțin. Eu chiar susțin bărbații, vă jur, țin cu bărbați. Mi se pare că femeile zrele între ele, mult mai convenabil să ai un prieten bărbat. Serios. Te mai și când în când. Eu am avut la un moment dat un prieten, tot vorbeam, până într-o zi când mă invită la film, dar la cinema. Și stai să vezi că ăsta al dracu n-are casă. Că nu așa mai chemi acum, zice, vii la mine la un film, nu-ți fac nimic, te dracu nu mai vin. Ies cu el la film, după vreo săptămână scrie, ce planuri ai diseară? Zic, bă, n-am niciun plan, ce poate vii pe la mine? Zic, hai că vin. Zice, ce vin bei? Zic, băi, nu beau că sunt cu mașina? Păi nu că poți să rămâi să dormi la mine. Bă, chiar atât de obosită nu sunt. Vii la mine, dormim ca între prieteni. Cum dracu? Ne culcăm ca frații, ne trezim ca alții. Am dus la el. Am băut o sticlă de vin. Am desfăcut-o pe a doua, s-a făcut 3 dimineața, nimic, nimic. În mintea mea știi ce era? Stai să vezi că m-am epilat degeaba.
Fac o paranteză. Eu iubesc oamenii foarte mult. Eu chiar iubesc oamenii și îmi place să văd oameni fericiți. Îmi place să văd oameni zâmbind, oameni mulțumiți cu viețile lor, vă jur. Îmi place să văd îndrăgostiți ținându-se de mână pe stradă, că e frumoasă și dragostea. Nu-i frumoasă, e frumoasă. Avem îndrăgostiți în seara asta, aplaudă îndrăgostiți. Da, eu da. Uite, mă. Vă trece, stați liniștiți. Vedeți-mă. Vă zice una care s-a îndrăgostit de 3 ori săptămâna asta. O fi de la zodie, că sunt balanță, sunt nehotărâtă. O fi bagaboantă. Băi! Asta-i special! O fi bagaboantă. Băi! Ultima dată m-am îndrăgostit în trafic. Trebuie să vă povestesc asta, na? Joi după amiază vreau să fac stânga. Ce să mai fac, Ioana, stânga, că apare în dreapta mea? Știți cum a ieșit bagaboanta de mine? Mă făceam că-mi cau o chestie pângeantă, nici n-aveam geantă. Deci dacă mă vede ăsta, lasă geamul la mine să vorbim. Bine că nu m-a văzut. Lăsa geamul să vorbim, trebuia să mă timp până în partea altă, îți dau la manivelă. Am zis că sunt și sărat. Nu mă judecați la asta cu mașinile, că mă uit după mașini și astea, că nu-i frumos. Așa suntem toți, nu știu dacă ați observat, fie că ești femeie sau bărbat. Când vezi o mașină mișto în trafic, nu te uiți la ea, chit că ești femeie sau bărbat. Tu admiri că e frumoasă de o dracu, strălucește. Și parcă ai și curiozitate să vezi cine-i cu mașina. Zici, ia mă, cine o fi cu ăsta, te uiți, nu? Și dacă e băiat, zice, uite ce drăguț, bravo lui, dar dacă e femeie... Uite cu drăguț. Eu de ce nu merit? De ce Cornel al Mare de pe și o merg cu trotineta? E de aia, dragă. Și cu asta vă mulțumesc foarte mult. Aș putea să spun prima câștigătoare a sezonului 2 Stand Up Revolution. Doamnelor și domnilor, în aplauze dumneavoastră, Ioana State! Bună seara! Mă bucur să fiu din nou aici. Am fost data trecută aici și am spus că am rămas nemăritată și m-a luat lumea la ochi. Ah, dar chiar așa, cum o fată ca tine să rămână singură? Cum de-i singură o fată? Ca păcat de tine! Păcat de tine! Așa m-a uitat, păcat de tine, zici că-s motor de curse pe caroserie de dubă, mă! Păcat de tine! A zice că poate singură că-s pretențioasă, eu pretenții mari n-am. Că vorba aia, am trecut de 30 de ani, am mai lăsat dracu de standarde, mai au și ce pică. Bă, dar nici nu vine ce trebuie spre mine, mă. Acum dau de ăștia cu bagaj emoțional. Eu am nevoie de afecțiune și căldură. Dar ce dracu se omoare, show-ul tău? Bine! Bărbații nu e oameni, nu? Eu încerc. Mă duc și eu în club, mă aranjez de... Stă pisica în coadă, mă fac frumoasă. Mă duc, m-aș ieșe la bar, văd că vine spre mine unul, că nici nu vine ce trebuie spre mine. Văd că vine spre mine unul atâta... Ce? Slab leșinat. Costele. Cu o față de aia de interlop fără fapte. De la dădă cu pumn din aparate, dacă știți. Vine și potul pe așa spre mine, ca spre specială. Ia zi, bei ceva. Dar ce mă par deshidratată? A dat cu ceva de mâncare n-ai da. Eu de sete am plecat de acasă. Și mă uit la el, ce să fac cu el? Eu la sub braț, nu mi-e bun nici de pușa. Păi, mi-e. Mi-e și frică să dansez cu el, mi-e că-i dau cumva vreo șoldrea cu de rup coloana. Și puteți zice acum că sunt superficială, că bully, că astea, dar... Că ce să fac cu ponei, să mă ierte. Uitați-vă la mine cât sunt, că eu sunt mai crescută la țară, așa, mai dată drumul până curte. Eu dacă mă așez la bar să comand ceva, încep aia din spate să-mi strige. Mut auto caru! Mut auto caru! E greu, mă. Jur, nu găsesc, nu vine ce trebuie spre mine. Aia bun sunt, luați, aia liberi sunt, ponei. Deci... Eu speranța nu mi-am pierdut-o. Că eu am văzut la televizor că, din punct de vedere statistic, rata divorțului este foarte mare. Și n-am decât să fac cerere înscris la primărie și să mă notifice când se pronunță cât un divorț. Să stau să-i pândesc să se elibereze ca pe locurile de parcare în centru. Exact așa. Și nici atunci n-ai liniște. Te bucur că ai găsit un loc liber, apare de nicăieri un parcaj să te întrebe, stați mult? Al dracuși că vine să te judece. Că nu știi să parchezi, dar ce crezi mă, că eu nu să dau cu spatele.
Și nu știu, parcă noi femeile suntem și judecate mult mai aspru. La cea mai mică pretenție pe care o avem când facem alegeri, ne judecă. Nu știu, dacă vezi un tip de culoare și spui că te-ai cuplat cu el, că-ți place, bagabantă, vrea cotolanul mare. Ce? Cotolan. 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 Dar dacă zici că nu te-ai combinat cu un tip de culoare, e rasistă, mă. Dacă îl întrebi unul cu ce se ocupă, cât câștigă, gata, ești pe interes. Da, să te dracu, mă interesează un cel bandă pe cănele. Am auzit eu la un moment dat într-o melodie. Am pierdut la casino și am venit acasă și am cerut bandă taxiul la mea nevastă, suri pilată. A, nu se înțelege că ascult manele. Numai le citesc. Bine, dacă vreau să fac un copil cu tine, atunci da, trebuie să ai bani. Că ăsta e visul meu, să fac un copil și să trăiesc din pensie alimentară. Bravo. Cum am văzut eu la niște fete, așa rămâi și mamă de copii și pofta inimii. Bună! Jur, n-am pretenție. Am observat că încă sunt bărbați care cred că te impresionează cu mașina. Te dracu, o tură, două, te încântă, dar și mașina, bași banii când e nouă, când începe să troncăne. Numai, ca relațiile. Dar partea interesantă la femei și la mașini începe abia atunci când e mașina noastră. Încă există oameni care se miră că femeile nu se pricep la mașina. Mie zilele trecute, un prieten cu mașina mea, trebuie să-i faci geometria. Te dracu, mă, că am făcut-o în clasa 7. Nu mă pricep, eu știu să-i bag benzină, atât. M-a costat câteva sute să-mi dau seama că motorină cu benzină nu sunt același lucru. Eu când auzeam de diesel, mă gândeam la băiatul ăla furios și iute. Nu știu. Dau un grop, dacă eu dacă vreau să ocolesc o groapă, mai rău iau. Mai bine țin dracu drumul drept și știu că ajung acolo. Eram bună să las port tortul de nuntă. Odată am ieșit într-o parcare, am dat într-o țeavă de aia de gaze, am făcut bara praf. Să mira tata de mine. Cum mă, tata? Am vrut să o trec pe GPL, tata. Dar proastă, te mai mir. Greu. Nu ne pricep. Mașina mea vede apă de 3 ori pe an. De 3 ori pe an o spăl. Eu când spăl mașina la mine acasă, e sărbătoare, stai și cât o găină. E eveniment. Face în grătar. Mă întreabă tata că vreau să o vând când o vede că strălucește. E tomberon pe 4 roți, mi-e rușine de voi, dar asta sunt. Tomberon pe 4 roți. Am chestii adunate în ea de când o am, cred că în 10 ani nu fac muzeu de antichități. Am în spate o bluză când purta mes. Am întors pe două mărțișori din 2014. Invitație la nunta unor oameni care au și divorțat între timp. Ce acolo? Regina peturilor, regina frimiturilor, eu sunt. Știți spațiul ăla unde spui paharul cu cafea, cu apă, cu ce ai tu acolo? La mine e plin de mac, susan, foietaje, semințe. Eu dacă pun grâul la încolțit acolo, o să prinde pe cuvântul. Am de toate acolo. Mie mi-e frică să opresc într-o intersecție cu geamul deschis, că mie că din clip în clip apare de undeva un stol de porumbei să se hrănească. Și cu asta vă mulțumesc. Bravo, băi!